De ce crede în autoritatea celor 12 apostoli? Cei 12 apostoli din secolul I sunt singurele persoane pe care Iisus Hristos i-a împuternicit cu autoritate divină. Biserica primară a fost construită pe temelia apostolilor și a profeților. A continuat învățătura apostolilor și a fost legată de deciziile acestora. Chiar și lui Pavel, al cărui apostolat și revelație veneau de la Dumnezeu, i-au fost confirmate acreditările de către cei 12 de la Ierusalim. Scriitorul cărții Evrei a recunoscut că mesajul lui Hristos le-a fost adeverit de cei care au auzit, și anume de apostoli. Această ultimă frază este importantă. Au existat profeți și scriitori ai cărților Noului Testament în afară de cei 12 apostoli, da? Marcu, Luca, Pavel, Iacov, Iuda și scriitorul cărții Evrei. Dar fiecăruia dintre aceștia i-a fost confirmat mesajul de către cei 12 apostoli. Marcu, spre exemplu, a fost un colaborator al lui Petru. Iacov și Iuda au fost colaboratori ai apostolilor și au fost frații lui Iisus și unul cu celălalt. Luca a fost un însoțitor al lui Pavel, al cărui mesaj a fost confirmat de apostoli. Scriitorul cărții Evrei își recunoaște și el datoria față de cei 12 apostoli care l-au auzit pe Hristos. La moartea lui Iuda au fost stabilite două calificări pentru a fi unul dintre cei 12. Un potențial candidat trebuia să fie membru al cercului de ucenici care erau martori oculari de la începutul slujbei lui Iisus și martor ocular al lui Hristos după înviere. Doar doi bărbați s-au calificat, iar Matias a fost ales și apoi numărat împreună cu cei 11 apostoli. Implicațiile acestor fapte au o influență extrem de semnificativă asupra limitelor canonului Scripturii Noului Testament. Și anume, nicio scriere de după moartea celor 12 nu poate fi canonică. Numai cei 12 pot confirma adevărul unei scrieri despre Hristos. Când toți martorii oculari au murit, canonul de revelații despre Hristos a încetat. Mulți cercetători cred că Ioan a fost ultimul apostol în viață și că el a scris nu mai târziu de anul 95 după Hristos. Și din moment ce Hristos este revelația deplină și finală a lui Dumnezeu, trebuie să concluzionăm că doar colecția de cărți autorizate de Hristos și de cei 12 apostoli ai săi este revelația deplină și finală a lui Dumnezeu către umanitate. De aceea cred ceea ce cred.